Bună, sunt Daniel Dinca și vă spun, ca de obicei, salutare de la Hapul Zilei. Vă spuneam ieri despre preafericitul patriarh Pavle și aș continua astăzi cu o pildă care a rămas în urma sa. Pentru cei care nu sunt la curent, nu e o problemă, de asta suntem noi aici, să vă mai ajutăm, să ne ajutăm reciproc. Patriarhul Pavle a fost un conducător al Bisericii Sârbești, a trecut acum câțiva ani în neființă, la cele veșnice, lăsând în urma sa o adevărată școală de gândire religioasă ortodoxă în spațiul balcanic. Viața și gândurile sale reprezintă un adevărat model pentru actualii preoți și căluguri din acest spațiu, care îl invocă în dese rânduri pentru pildele sale, pentru exemplu propriu și așa mai departe. Asta o să vă spun istorioara cu Patriarhul Pavle și minciuna. S-a întâmplat ca în timpul conducerii de către acest patriarh a Bisericii Sârbești, pe când Patriarhul Pavle discuta cu un funcționar al Patriarhiei, să dea buzna un om între două vârste, cu ochii mari, bulbucați și cu privirea înflăcărată. A început să explice că a trebuit să vină, deoarece are să comunice ceva important și e musai atunci să intre la patriarh. Auzind despre ce e vorba, patriarhul, calm, trebuie să vi-l închipuiți, un sfânt în viață la 90 ceva de ani, mic, pirpiriu, cu o barbă albă, cu fața uscată. Deci vă spuneam, patriarhul a invitat să ia loc, să se mai liniștească. Omul era foarte exaltat. Bărbatul s-a apucat să povestească cum că în somn i s-a arătat Născătoarea de Dumnezeu și care i-ar fi spus ceva. Până atunci patriarhul l-a ascultat cu atenție, l-a filmat, cum se spune, dar în acel moment l-a întrerupt tăios spunându-i: ascultați-mă, domnule, eu sunt episcop de aproape 50 de ani, sunt călugăr de la 32 de ani și de ani de zile slujesc în fiecare zi Sfânta Liturghie. Mie nici măcar un înger nu mi s-a arătat încă, iar la dumneavoastră a venit chiar Născătoarea de Dumnezeu. Lăsați o baltă, vă rog. Omul a dat în continuare să explice ce purtător de minune dumnezeiască este el, la care Pavle l-a întrerupt calm și a spus: ok, stăm de vorbă în continuare, dar am o rugăminte. Ieși întâi până afară, era un birou patriarhului, și după aceea intră singur la mine. Cum adică singur, a spus omul? Păi, nu sunt decât eu și preasfinția voastră. Nu, te rog, ieși afară, rămân eu singur, după aceea vii și tu tot singur la mine. Lasă pe hol minciuna cu care ai venit. Ei bine, dacă tot am ajuns în zodia minciunii, am putea discuta mult și bine despre minciună. În învățătura creștină, să nu minți, e poruncă importantă, e porunca a noua, iar înțelepciunea universală a popoarelor și a religiilor ne transmită diverse păreri acumulate în timp despre acest păcat al minciunii. Unii consideră minciuna o formă inteligentă de mascare, de coafare, de ocolire a adevărului. De exemplu, Tudor Mușatescu spunea că minciuna premeditată și trădarea nu sunt chestiuni de fantezie, ci de caracter. Richard Wurmbrand, sper că am pronunțat bine, atrage atenția asupra celor care sunt în apropierea celor care comit acest păcat al minciunii, avertindu-i pe aceștia că cel care minte astăzi pentru tine, mâine o va face împotriva ta. Bun, și înțelepciunea populară românească are diverse ziceri, minciuna are picioare scurte și așa mai departe. Adevărul așteaptă, numai minciuna e grăbită, spune un alt gânditor, iar scriitorul Vlahuță spune că minciuna este vacanța adevărului, a conștiinței și a inimii. O istoriară interesantă despre minciună ne spune doctorul Arun Gandhi, nepotul gânditorului indian Mahatma Gandhi. Arun își amintește că era tânăr, undeva la vreo 20 de ani, stătea la țară și ca orice tânăr care stă la țară, privea orașul ca pe un miraj.
se gândea că de câte ori ajunge la oraș poate să meargă la un film, poate să vadă alte spații, alte locuri. Într-o zi, tatăl lui Arun Gandhi l-a rugat pe aceasta să meargă cu el în primul oraș apropiat, unde tatăl său, care urma să susțină o conferință, să participe la o conferință, iar Arun a primit diverse sarcini. De la mama sa o listă de cumpărături care trebuiau făcute la oraș, iar de la tatăl său rugămintea de a lua la ora 5 după amiaza mașina de la service. Trebuia reparată o mică chițibușărie acolo la mașină. E bine, Arun Gandhi s-a dus și a făcut cumpărăturile despre care fusese rugat de mama sa, de care fusese rugat de mama sa, și s-a dus la un film. Furat de acțiune, era un film american, western, cu John Wayne. Nu a fost atent la ceas și a ieșit de la film pe la 5 jumate. A fugit repede la service, a luat service-ul și a ajuns în fața școlii unde participase tatăl la acea conferință, undeva la ora 6. L-a luat pe tatăl său și era foarte rușinat de faptul că l-a făcut pe tatăl său să aștepte și gândea el că a spune adevărul e greșit. Și atunci, când tatăl său l-a întrebat de ce a întârziat o oră, tatăl său fiind un bărbat așa serios, calm, Arun a servit o minciună, spunând că știi, am ajuns la serviciu, dar nu era mașina reparată și am mai stat după meseria să repare mașina. Ei deja plecaseră de acolo cu mașina, ieșiseră din oraș și se îndreptau cale de 15-20 de kilometri spre satul în care stăteau. Tatăl său s-a uitat la el, i-a spus, trage un pic pe dreapta și hai să spun ceva. Înainte de a veni tu, văzând că nu dai niciun semn de viață, eu am dat un telefon de la școala unde a fost conferința la service. Și oamenii de acolo mi-au spus că mașina este gata, așa cum mi-au promis la ora 5 și că te așteaptă. Fiul s-a rușinat, iar tatăl a zis, poate nu ești numai tu vinovat de această minciună, poate sunt și eu. Și a coborât din mașină, spunându-i că, uite, eu o să merg pe jos până acasă și în timpul ăsta o să mă gândesc ce greșeală am făcut eu de a ajuns să mă minți în halul ăsta. Tatăl a plecat pe jos, fiul în spate cu mașina pentru că era jenă să gonească spre casă. Cert e că a omorât din nou motorul pentru că a mers cu câțiva kilometri pe oră. Au ajuns acasă și mama lui Arun Gandhi a întrebat ce s-a întâmplat, că a fost o răceală între cei doi. Iar tatăl doctorului Arun Gandhi, fiul lui Mahatma Gandhi, a spus, dragă, eu am greșit și am ajuns ca fiul meu să mă mintă. Eu, mergând pe jos 15 kilometri, am văzut unde am greșit. Dar, din păcate, pe el o să-l doară mai mult picioarele, pentru că eu am mers pe jos. E o povestioară cu o morală în stilul indian consacrat. Iar, apropo de minciuni, motive și alte argumente, Cuviosul Paisie are o întreagă pledoarie antiminciună. El o consideră ca fiind un păcat mult mai mare. În anumite scrieri chiar spune că uneori un mincinos este un păcătos mai grav decât un criminal, dând diverse exemple în care cineva a ajuns criminal, a luat viața al cuiva din greșeală, dintr-o nebunie, după o furie de moment și alte minuni, sugerând cumva, bun, nu vorbea despre criminale în serie, că o crimă e un păcat punctual, comis la un moment dat, odată, pe când tipologia psihologică a mincinosului ține de perpetuare, de consistență și de constanță. Adică cine minte azi, va minți și mâine, ca să-și acopere minciuna, va minți și poimine să-și acopere serialul de minciuni. De fapt, Cuviosul Paisie chiar spune că minciuna este una din cele mai grave pervertiri ale conștiinței umane. E un ham mai lung, dar asta e, dacă tot vorbim despre minciună și povești despre ea, încă o istorioară foarte, foarte scurtă. Un predicator creștin, la un moment dat, le-a spus, la sfârșitul slujbei, credincioșilor,
Știți, data viitoare, duminica viitoare, o să vă vorbesc despre minciună. Am o rugăminte. Toți să citiți Marcu, capitolul 7, ca să ne fie mai ușor la predica mea. A doua duminică, când a ajuns la partea cu predica, predicatorul a întrebat, a spus, știți, v-am zis data trecută să citiți Marcu, capitolul 7, ca să vorbim despre minciună. Am o rugăminte. Toți cei care nu au citit, să ridice mâna. Și-au ridicat din acea adunare unde erau 40-50 de oameni, au ridicat vreo 10 mâna. Câțiva dintre ei au dat să explice de ce nu au citit, predicatorul a spus nu, mulțumesc, știu motivul vostru, vă rog să plecați, ne vedem ca de obicei duminica viitoare. Și acum a spus, voi ați rămas, confirmați-mi că ați citit Marcu și ridicați și voi mâna acum dacă ați citit Marcu, capitolul 7. Și cei 30 ceva, 40 de oameni rămași au ridicat mâna. La care predicatorul le-a spus, ei, vedeți, trebuie să vă spun doar vouă și să vă învăț despre păcatul minciunii, ceilalți nu, pentru că ceilalți care au plecat nu au citit capitolul Marcu, pentru că acest capitol 7 în Biblie Marcu nu există. Voi ați citit, voi ați ridicat mâna, mințindu-mă că ați citit un capitol inexistent, deci cu voi am mai mult de lucru în a vă învăța să nu mințiți, dar ce mă întristează pe mine, spunea predicatorul, sunteți cam mulți. Ei, așa e și cu minciuna în ziua de azi, există uneori și o versiune molipsitoare a ei, probabil știți cum e, ce e rău e ușor contagios. Cert este că închei hapul spunând încă o dată una din aceste ziceri, la care chiar nici nu am sursa, adevărul așteaptă, numai minciuna e grăbită. Și o adaug și pe cea lui Alexandru Vlahuță, minciuna este vacanța adevărului, a inimii și a conștiinței. Eu și hapul zilei vă spunem numai bine, la revedere!